Salut, bunicii mei, eu sunt Greuceanu și voi, alături de mine, vă întrebați cu siguranță oare ce craftăm azi? Greuceanu! Pe lume n-are pereche. Fiarlii știu de frică. Smeii locolesc, balaurii intră în pământ când îl simt, iar zgripsoroi fug de mănâncă pământul. Greuceanu! Cine n-a auzit de el? Ei, da, dragilor, a venit timpul. Pentru ce a venit timpul? Pentru primul craft al episodului 5, pentru primul nostru voinic înscris. Și acesta este nimeni altul decât Ionuț! Ionuț, care săptămâna asta a intrat cu o cheie, ceea ce înseamnă că o să craftăm vreo 15 căciulițe pentru el din acești 45 de refined metal. Haideți să nu mai tăgăduim, trecem la primul craft. Aceste degețele știu că vor avea succes și succesul nu se măsoară în frumusețe, bine? Primul craft din această seară este Large Luchador pentru Heavy, un craft heavy. Ionuț, stai așa, stai așa, că asta e încălzirea, te rog frumos, stai un pic, ia, ia, fii atent. Pam! Wetworks! Da, ok, bănuiesc că niciodată nu e târziu să joci cu sniper, pentru că de multe ori în Team Fortress situația o cere, trebuie să joci și cu sniperul, așa că o pălăriuță de ploaie nu-ți strică, dar craft, fii atent aici, ce brăduț drăguț ți-am craftat. Nu asta, mai am degețele, haideți, faceți minunea că avem nevoie de minune, pentru Ionuț, cel de-al patrulea craft este, pam pam, Harmburg. Ok, ok, să înțeleg că asta nu e o oră potrivită pentru craft sau că se apropie acel craft care ne va da pe toți pe spate. Vom pune 3 metal, vom spune cuvintele magice, bim bim burum bum dugedum bam bam bum, craft. Și, e, ce am zis eu? Da, dar cât face Sauti și Nobi? Și dacă ne uităm pe backpack the full price list slash cosmetics și scriem Shinobi 2.11 refine. Hai că ne-au revenit, dar încă nu total. Avem deja 5 căciuli craftate, o treime din craftări s-a dus pe căciul de craft, dar eu nu simt că vine norocul. Ținte tare, apăs butonul de craft și avem un ursuleț drăguț pentru engineer Teddy Roosevelt. Din păcate și el este tot item de craft, căciuliță de craft. No, 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 no. Stați așa. Craft! No, gata, am simțit-o. No, no. Brainiac herpes. De ce-mi face asta Team Fortress? Come on, come on! I know you can do better. Avem 7, suntem aproape la jumătatea craftului pentru Ionuț și momentan, cu toate că avem căciuli crafted by Dan Greuceanu, e ceva ciudat, că încă nu ne-a dat cu profit. Hai, 3 refined metal, craft, pam, pam. Compatriotul soldatului, the compatriot. Îl avem pe Monsieur Vulturaș. Câte căciuli avem? 8 căciuli. Știți, v-am mai zis eu pe aia cu cazinul, oprește-te când încă ești pe val. Dar noi încă nu suntem pe val, deci ce se întâmplă? Haide, hai cu craftul. Și... nu, clar, o simt, fiți atenți, ok, click! The Little Bear, habar n-am cât face, dar arată bine, este un item pentru Heavy, un Little Heavy de buzunar robotic. Little Bear, 44, come on, deci, de ce faci tu de astea, Team Fortress? Păi ți se pare ție că nu vrem și noi un pic de profit? Deși mă gândesc că Ionuț nu vrea profit, vrea chestii crafted by Dan Greuceanu, de ce nu? Pentru că, după cum spuneam, la un moment dat pe Amazon astea o să coste teribil de mult, deci eu zic să vă faceți stoc de pe acum. Ionuț, he's on to something, a prins ideea. Ok, come on. De Caraibe, parcă... Cue sound funny aici, că trebuie să veselim momentul. Avem căciul de craft și un shinobi care costă 2.11 refined. Băi, come on, come on! Știu că se poate. Craft.
No, cam pocnit și din degete, de ce clar, dacă... Oh, Red Army Robin! Stați așa că Robinul ăsta parcă... Robin. 2,11 refined. Da, dar e păsărui drăguț pentru umărul lui Heavy. Come on! nu, chiar e mișto. The Red Army Robin, recunosc că l-aș vrea și pentru mine. Cred că oricine care joacă Heavy și-ar dori un Red Army Robin pe umăr. Pentru că nu e așa Tiny Timber pentru Pyro, nu este ceea ce ar vrea de fapt un Pyro să țină pe spate. Nu un mânunchi de vreascuri, pentru că tu ca Pyro, Timber, 1.44, tu ca Pyro nu ți-ai dorit să ai ceva inflamabil pe spate, nu? Mă gândesc eu. O să-l analizez, că eu n-am mai văzut acest misc până acum. Arată nice, dar ok. Hai, come on, craft. Încă 3 crafturi. Asta este antepenultimul craft pentru Ionuț. Craft. Tum-tum. Spooky shoes, care vine la pachet cu celălalt spooky outfit. Dar știu sigur că este crafted. Ok, mai avem două și o să vedem exact rezultatul. Uf! Quadrangler! Asta este un misc foarte fain pentru medic. Hai, Ionuț! This is the last craft! Spune-mi formula magică. N-ați auzit nimic, așa e? Pentru că este o formula magică secretă. Și apăs să butonul de craft. Pam, pam! Das feeling better bugger! Am mai zis-o eu asta într-un episod și cred că tot pentru Ionuț, dacă nu mă înșel. Miscul ăsta ți-a mai picat odată, Ionuț. Bun. Hai să vedem ce avem astăzi pentru Ionuț. Oh, come on! Luceadore. Hey. Wetworks pentru sniper. Căciuliță de ploaie. Hey, că arată bine. Festive Tree, pentru că nu așa, urmează Crăciunul în curând și cine nu și-ar dori un brad deja împodobit pe cap, adică, serios, unde să-l ții? Într-un colț al camerei? Nu, trebuie să-l ții pe cap. Inspect item. La Spy. Ok. La Hamburg. Hamburg. Okay. Așa. Asta mi-a plăcut foarte mult cum arată. Ia uite, un kimono pentru Monsieur le Scout. Pune așa. Ok, nice. Asta mi-a plăcea și mie. Vezi, Ionuț, ai picat pe mâna mea, mie care îmi pică bălării la craft, dar câteodată am și bulan extrem. Aparent astăzi nu este ziua mea de bulan extrem, dar ghiși ce? Mi-ai mai dat o cheie pentru episodul următor. Poate că atunci am să surprind cu un bulan extrem. Auzi, dar cum ar fi ca una din căciulele pe care tu le-ai donat voinicilor, din cei 15 care urmează să-mi trimită trade offers, primii 15, care vor primi câte o căciulă de la Ionuț! De la Ionuț! De la Ionuț! De la Ionuț! Ce-ar fi dacă fiecare dintre ei ar primi câte un Buck Turner All Stars? Te-ai bucura, nu? Eu m-aș bucura. Ia să vedem. Oh, ce drăguț e compatriotul. Oh. Little Eagle. You're so cute. Yes, I know I am. Așa. Ăsta ziceam că e un misc interesant pentru Heavy și este. Iată, ai varianta ta de Heavy la purtător. Chiar arată foarte mișto. Nice. Și am ieșit din meniu. Ok. Da, îl avem și pe Soldierul Pirate, care arată nice. Mustăceara lui, pana corbului, arată foarte drăguț. Little Robin, n-are rost, deci cum? Cum? Cum să nu vrei un Little Robin pe umăr? Adică, seriously? E meme deja pentru Team Fortress 2 Little Robin. Ce arată prea cute, de cu păișorul pe umăr. Așa, mamă, cum fac lemnele astea, doamne ferește, țineți-le. Heavy, cu mănunchiul lui de vreascuri pe spate. Da, chiar arată interesant asta. Mă întreb cu ce ar merge. Mă gândeam la un moment dat să fac și o serie cu seturi de cosmetice care se potrivesc cel mai bine pe o clasă.
nu știu dacă am să fac ghid de Steam sau dacă am să fac un video cu treaba asta, dar vreau să o fac neapărat. Pentru că îmi place să le combin. Și o să vă arăt imediat și de ce zic asta. The Quadrangler pentru medic. Care arată nice. Și Das Feeling Better Bagger. Pe care l-am mai văzut odată și pe care l-am văzut tot la Ionuț, dacă nu mă înșel. Și anume această borsetă de medic pe spate plus buzunarul din față. Aferent. Așa, ziceam de... iată. De asortare de... itemuri. Îmi place să fac chestia asta și cumva cred că mă și pricep. Iată cum am găsit o întrebuințare la... Asta e o paranteză. Nu mai suntem la itemele lui Ionuț. Ionuț, scuze de paranteză, că fac pe timpul tău paranteza. Dar, spre exemplu, iată cum am găsit la o întrebuințare la Treasure Head, care de sine stătătoare pe o clasă nu arată cine știe ce. Dar în momentul în care o asortez cu ceva potrivit, poate să-ți dea un rezultat de genul ăsta. Mie personal, genul ăsta de sniper mi se pare foarte mișto. E un sniper așa... Am zis sniper? Nu, un sniper. E un sniper de frontieră, nu știu, arată într-un mare fel, părerea mea. Da, acum gusturile nu se discută, știți și voi. Sau un inginer. Un inginer tot de frontieră. Asta e mai... canadiano sau southerno tactic. Da, genul ăsta de, nu știu, de combinații, vreau să le fac într-un ghid pe Steam sau într-un video. Mă mai gândesc. Până una alta, Ionuț, ăsta este rezultatul. Sper că vei mai participa pentru că mie îmi face o mare plăcere să craftez pentru voi și mai ales pentru tine că ești printre singurul cel mai activ. Nu, printre voiam să zic printre cei mai activi, dar mi-am dat seama că ești cel mai activ, cel mai implicat în toate endeavorurile pe care le iau. Și țin să-ți mulțumesc foarte mult pentru treaba asta. Și încă o dată îți mulțumesc și pentru faptul că ai donat acea cheie care, transformată fiind în 45 de refine, ajunge să devină 15 căciul pentru 15 potențial voinici. Acesta a fost Ionuț și hai să vedem cine este cel de-al doilea voinic din episodul 5. În seara asta, crime, violuri, tâlhării, toate numai la Antena 1. Ce bine că noi suntem aici, în zona asta pașnică, unde stăm și craftăm. Cel de-al doilea voinic din această seară este Angel. Angel Istrate, care s-a întors mai puternic ca niciodată cu 16 refinduri. Și de data asta țintește către ceva mare. Și anume, s-au combinat metalele. Erau 16 metale. Angel, ce-am făcut? Doamne, așa, astea sunt metalele lui Ionuț. Adică 15 căciuli diferite pentru 15 voinici, dintre care primul ești tu, Angel. Dar căciula din partea lui Ionuț o vom crafta la urmă. Stai așa că s-au amestecat lucrurile. Deci avem 4 refined aici. Eu nu mai știu cât metal aveam pe partea asta, Doamne ferește. 4 cu 10 14 și cu 2 16. Astea, cele 16 metale de la tine. Așa, și eu aveam în inventar ale mele. Dați-vă măi metalelor de aici. Avem și eu 1.55 metal în backpack. Da, eu de regulă bag câte un token din ăsta ca să nu se amestece metalele de la voi cu metalele pe care le am eu sau metalele pe care le țin pentru Ionuț. Anyhow, cel de-al doilea voinic, Angel în seara asta a intrat cu 16 refine. Nu știu de ce a intrat cu 16 refine. Probabil a bătut puțin matematica sau a vrut să fac un gest frumos și să-mi doneze un refine metal, dar nu este cazul meu, am să-ți trimit acel refine înapoi. Deci 15 metale de la Angel pe care le vom transforma în 5 căciuli beton. Și haide să nu mai tăgăduim, Angel, fii atent, buricele mele nu mint niciodată. Punem, pac, un metal, doi metal, trei metal, craft, primul craft. Ia să vedem ce ți-a picat ție la primul craft. Pam, pam, The Googles, acest, nu-i așa, minunat craft head pentru doctor,
Nu este un început promițător, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun. The Googles au fost foarte multă vreme un misc pentru medic extrem de căutat în momentul în care nu existau atâtea căciuli și face parte chiar din prima serie de căciuli care au apărut în Team Fortress, The Googles. Așa că eu zic că avem un element beton acolo și hai să-l vedem pe cel de-al doilea element. Pam, pam. Chuckle Nuts. Aha! Ia să vedem ce spune Backpack TF. Și Backpack TF ne spune că Chuckle Nuts face 1.55. Băi, ce asta, drăguțenia asta e atât de ieftină? Ha? Ce s-au zis? Pending alerts. Ce alerts, domnule? Ce mă alertați, mă? Am mai dat jocul cutii, că de... ai craftat destul greu ce anul, poate vrei niște cutii. Nu vreau, lasă-mă în pace. Așa, bun. Chuckle-nuts. Hai că e un drăguțel Chuckle-nuts, dar din păcate e doar 1.55. Dacă voiai profit, momentan profitul nu e aici, dar mai avem crafturi. Stai așa. Pam. Cea de-a treia căciulă din cele 5 ale tale, plus una de la Ionuț, dar stai așa. Cea de-a treia căciulă a ta este... Pam, pam. Virtual reality set. Tu ai ceva cu miscurile pentru cap? Hm? Bine, nu știu dacă cea călnat se pune pe cap, dar... ok. Bun. Hai, cel de-al patrulea craft. Fii atent, fii atent, fii atent. Puneți-mi un prosop după gât. Hai, 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 că o simt, o simt, o simt. E ce trebuie. Craft. Pam, pam. Merks Mohawk. E craft hat, dar este un craft hat atât de cool încât eu l-am pe aproape, pe aproape, am zis aproape, nu pe toți, pe aproape, băi, unde-i, băi, băi, una zici greuceanu și, una zici greuceanu și alta faci, what? Da, uite, vezi, Merks Mohawk este una din preferatele mele și eu chiar port Merks Mohawk, este... un misc foarte mișto, are foarte multe variații pe care le poți face, așa că eu zic că a fost un craft bun, Mike Smallhawk, nice, ok, 4 căciuli, ultima căciulă, da, poate apăs și craft, ce-ar fi să apăs craft, custom blueprint, ultima căciulă pentru Angel, din metalul lui, pam, ia să vedem, Angel, cea de-a cea... M-am bâlbuit. Cea de-a cincea căciulă pentru tine este... Pom, pom. The Birdman of Aberdeen. Și din surse sigure mi se șoptește în cască că și acesta este un craft hat. Dammit! Dammit! Și voiam să fac profit pentru tine. Dar, fii atent, fii atent că nu s-a terminat totul. Căciulă de la Ionuț! 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 Da, o să mă duc pe craft ca să... ca să vedem căciula de la Ionuț. Deci, 3 metale din partea lui Ionuț pentru primul înscris, pentru Angel. Angel, hai să vedem ce ți-a făcut ție cadou Ionuț. Lemne pentru Pyro. Lemne pentru Pyro. Este un început promițător. Bun, s-au dus primele 3 metale de la Ionuț. Haideți să vedem crafturile tale. Mutăm aici 3 metale. Mutăm tokenul ăsta de pyro să știm exact ce se întâmplă. Și acum, pam, 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 pam. Ce scârții astea ale tale, domnule? Doamne, doamne! Ce se întâmplă aici? Așa, plus un metal, pentru că tu mi-ai trimis 16 metal, dar ți-am craftat 5 căciuli, ceea ce înseamnă 15 metal, plus un metal, 16 metal, plus căciula de la Ionuț. Și hai să vedem repejor cum arată ce ți-am craftat ție. The Googles, după cum spuneam, a fost un misc atât de râvnit la vremea lui, încât sper să te încânte. Uite, cred că merge super bine să pui The Googles cu Merks Mohawk, da, ajungem noi și acolo, Chuckles, Chuckle-nuts, Chuckles. Unde, mă? Unde? Uite-o. Mamă, stă pe umăr. Ce mișto! Vreau și eu Chuckle-nuts. Vreau și eu Chuckle-nuts. Nu mi-a picat asta niciodată. E chiar super cute. Zic că nu e cute. Nu poți să zici? Bine.
o să zici în comentarii. Așa, virtual reality set, și ăsta e super mișto, părerea mea, pentru NG. E un misc foarte ok. Mai ales dacă vrei să-ți transformi NG-ul într-un robo something of the future. Max Mohawk, care este all class și ai văzut că eu îl port și îl asezonez cu foarte multe căciuli pe care le am. Sau, mă rog, bărbi. Hai să zicem bărbi. Merge foarte bine cu o barbă, cu Marks Mohawk. Uite. Ți-l arăt pe Musiu Sniperino cu Marks Mohawk pe cap. Ia uite-l. Ia uite-l. Cum, mă? Deci cum? Stai așa. A? A? Ia uite. Și tu barba asta o și ai, ia zi. Sau nu? Dacă nu ai, ia-ți-o. Uite cât tare arată. Așa. Pentru Demoman avem The Birdman of Aberdeen. Coco, vreau un biscuit. Cringe level maxim. Și pentru ceea ce fac eu aici, adică nu pentru căciulele craftate. Așa, și lemnișoarele de la Ionuț. Bun, dragule, astea au fost crafturile tale. Îți trimit chiar acum trade-offer-ul. Mulțumim fain pentru că ai participat și hai să vedem cine este cel de-al treilea voinic din seara asta, din episodul 5 de Oare ce craftăm azi? Ei da, dragilor, și am ajuns la cel de-al treilea voinic din seara asta din Oare ce craftăm azi? Și cum nu se putea altfel, de această dată avem un invitat de onoare, și anume Lil Sammy Inc. Poate nu vă spune prea mult numele, mie îmi spune foarte mult pentru că știu cine este Sammy întotdeauna. E vorba de același voinic de bază pe care îl știam noi mai demult, Sammy von Gamenstein, care acum s-a mai micșorat și este Lil Sammy și care, dragilor, vă promit că ne lungim pentru că avem o cheie de la Sammy. Deci avem de lucru în seara asta. O cheie de la Sammy plus un conscious objector și a scris... Pentru videoul cu craft, mai ții minte când ai dat voinicilor câte un conscious objector? Ce vremuri bune, baftă greucere. Sammy se referă la acest objector pe care l-am dat mai multor voinici din grupul nostru, câte un objector cu voinic. Și ghiși ce, Sammy, am și eu objectorul meu, încă l-am. Ia să vedem. Unde ești? Uite-l, ăsta-i al tău. Pam, pam. Și ăsta-i al meu. Frați de conscious objector, aș zice. Așa. Iar Sammy a intrat cu o cheie. Cheie pe care eu am schimbat-o chiar astăzi pe Scrapt.f și pe Scrapt.f o cheie astăzi costa la schimb 47 44 metal. Și dovada o puteți vedea chiar aici. Când am schimbat cheia pe Scrapt.f. 47,44 metal. Păi, tu ești, Sammy, ești la 0,66, adică un reclaim și două scrap departe de încă o căciulă, pe lângă cei 45 de metal. Hai că v-ați pierdut și voi matematica, așa e? Da, și eu. Mai pe scurt, o să iau restul ăla care ți-a rămas. Așa, îl mut aici la mine și practic, Sammy, tu ai intrat astăzi cu 45 de metale plus încă 3 metale, adică 48 de metale plus încă 3 metale de la Ionuț. Să nu uităm, da? Căciula de la Ionuț, pentru că e cel de-al doilea voinic care are parte de căciula de la Ionuț. Și haideți să mergem la craftat, pentru că ne așteaptă un drum lung. Sammy, multă, multă baftă. Primul tău craft. Ia să vedem. Craft. The Mutton Man. Foarte mișto. E all class. Zic sincer că nu știu cât face. Dar aflăm acum. Mutton Man. E craft hat. Ați înțeles, da? Bun. Asta este prima căciulă. Stai că mă pierd eu în atâta metal, doamne, și metalul tău și metalul de la Ionuț. Cea de-a doua căciulă din seara asta pentru tine, Sammy, este
Texas Ten Gallon, pentru că și tu, fiind venit de vază ca și Ionuț, trebuie să aveți câte o căciulă de mogul, părerea mea. Adică, nu se poate fără, da? Ok, trecem la cea de-a treia căciulă pentru Sami. Hai, Sami! Tools of Trade! Ia să vedem. Tot căciulă de craft. Dar arată foarte bine. E prima oară când craftez cosmeticul ăsta. Tools of the Trade. Ok, looking nice, looking nice. Trecem mai departe la cea de-a patra căciulă pentru Sami. Hai, Sami. Hai să-ți dau ceva frumos. Ia. Ia de aici. The Air Rider. Nu știu, îmi place, dar nu știu cât face. Air Rider. Mamă, crafter. Măi, Sami, măi, ce facem aici, Doamne? Come on! Hai, că vreau să-ți fac un... o comandă la Converse, să-ți iau și ție un All Stars, cum era? Buck Turner All Stars, așa. The Nine Pipe Problem, ia să vedem, Nine Pipe. Nine Pipe, 1.66, come on! Oricum, ceea ce ți-am craftat până acum chiar arată foarte, foarte mișto, adică sunt niște cosmetice pe care le-aș purta beton într-o tonă de combinații. Dar hai să vedem dacă îți picăși ceva de valoare. De valoare metal, ca așa. Știm cu toții că-s valoarea asta. Ok! Modest pile of hat. Mamă, dacă era unusual asta... Acum erai la Monaco. Te dădeai cu un raliu pe faleză. Îți garantez. Așa, craft. Ia să vedem. Altă căciulă pentru Sami. Hai, Sami! The Founding Father. Ia stai așa. Și asta este... O premieră, 1.88, ok, ok. Hai că nu mergem la profit, mergem la chestii frumoase, da? Pam, pam. Sengoku Scorcherer! Uai. Așa se bucură Greuceanu că nu știe cât costă un cosmetic. Asta este un cosmetic foarte mișto de paro pe care eu eram cu ochii de multă vreme. Și... Recunosc că n-am știut. Am pus la craftat. Recunosc că nu știam prețul. Ok. Bine. Hai, Sami. This is for you. The Purity Fist. Mamă, și ăsta e super mișto. Dar știu din surse sigure că este Craft Head, The Purity Fist. Dar face parte din seria de la Deus Ex. De fapt, asta e. Purity Fist. Okay. Hai că suntem mai bine. The Counterfeit Billycock. Băi, vorbiți frumos acolo, da? Ei, ce facem aici? Pam! Ia! Crosslinker's Coil. Și asta genuine. Uite, genuine e așa și asta e crafted. Come on! Nu știu, Sami, ori n-ai tu noroc, ori n-am eu noroc, nu știu ce se întâmplă. Noroc la crafturi mari. Ia să vedem. Flare. Damn it! $2.22 refined. Ok, hai că e mai binișor. Binișor, aș zice. V-am zis, dragilor, asta este ca la casino. Heavy Artillery Officer's Cap. Ia să vedem. Heavy Artillery 1.66. Dați-vă la o parte că strănut. Dați-vă. Bă, m-a trecut. Dar o să vină un strănut, vă promit. Mamă. Craft, ia. Tiroboniforus Tyrannus. Așa că întotdeauna am o problemă să... Băi, deci numai crafturi mișto. Dar ca valoare în metal, nu chiar. Nu știu ce să zic. Hai! Pa, Bolgan. Dammit. Băi, și ni s-a dus cheia, deci fii atent. Ultima căciulă din metalul tău, Sami. Ultima căciulă. Craft. Pam! Distinguished? Mai țineți minte cum mă chineam să zic prima oară? Distinguished? Distinguished rog, sau?
Mamă, nu, mă bat engleza bine de tot. Lăsăm la o parte treaba asta. Sami, pa, dăm cu o riglă peste mână, nu știu ce să zic. Damn it. Ia uite și tu aici, 10 căciuli, plus încă 6, plus obiectele două pe care ți-l trimit înapoi, mersi fain că mi-ai adus aminte de chestia asta. Deci 16 căciuli. Hai să-ți craftăm căciula de la Ionuț! 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 Din metalul lui Ionuț. O să ne pice. Pam! Băi, mamă. Ei, și cu asta, dragilor, Greuceanu se lasă de miserie. Mă duc să plâng într-o pernă. Dați-mi o pernă să plâng, doamne. Sami. Dragule, trebuie să mă gândesc la un text din ăla, știi? Când trebuie să îi spui angajatului tău că îl concediezi. Asta dacă e șef, bineînțeles. El dracu de greu, că stai este poți să ai două abordări, una rece și una nu știu, în care să te gândești că, bă, poate are familie, poate are copii de întreținut, adică nu poți să-i spun că îl dau afară așa. Trebuie să-i găsesc un text. Uite, acum trebuie să fac eu un text din asta, trebuie să mă gândesc la un text prin care să-ți dau mega știrea. Tu care mi-ai scris în privat că abia aștepți Buck Turner All Stars. Nu știu să-l scot eu pentru tine acum. Damn it. Dar îți zic ce, Sami, fii atent. Le pui pe astea deoparte. Nu te mai atingi de Team Fortress decât dacă vrei să-l joci, bineînțeles. Nu te mai atingi de Team Fortress vreo... cât să zic eu, 15 ani, da? 15 ani. După care revii la inventar și te uiți ce ți-a picat. Și o să vezi că toate astea sunt semnate Crafted by Dan Greuceanu. Și atunci, Dan Greuceanu, care peste 15 ani o să fie un bărbos care are un canal de YouTube, o să aibă o altă valoare, îți garantez. Cel puțin sentimental o să fie enormă, enormă valoarea. Și hai să vedem totuși și cum arată cele care ți-au picat astăzi. Asta este șapcuța de la Ionuț, The Company Man. Este All Class și face parte tot din setul Deus Ex. Distinguished Rogue pentru Spy, care arată foarte bine. Bolganul pentru Heavy, care și el arată bine. Asta dacă joci pe The Groot Keep. Parcă așa se numea harta aia medievală, dacă nu mă lasă memoria. Iată-l pe... No, să punem pe Medic, pe Cunică, pe Medic merg cel mai bine. Așa, oricum e All Class, The Mutton Man, și arată foarte bine pe Soldier. Așa, Texas 10 Gallon, gata, de acum ai și tu mogul, ca Ionuț. Eu zic să faceți și un club. Clubul băieților cu Texas 10 Gallon. Așa, uite, îi se văd șurubelințele pe piept, dar acum țin un shotgun și nu se văd chiar bine. De ce spre ce exact nu se văd chiar acum. Pyro ți-a picat... uite ce bine arată. Asta ar merge combi, da? Foarte tare. The Air Raider. Doamne, mă, la trader mi-e capul. Ăsta este un misc absolut bestial pentru Medic și cu perciunii. Poți să faci un mega combo. Modest Pile of Head. Ce mai direct? Pe Soldier. Nu are rost. Așa. Băi. Așa. Inspect Item. The Founding Father. Domn judecător? Maybe? Nu? Așa. Sengoku Scorcher, care mie îmi place foarte mult. Arată foarte mișto pe Pyro și nu înțeleg de ce are prețul ăsta, dar hei. Așa. The Purity Fist. L-am purtat o tonă pe Heavy, pe Purity Fist-ul meu, cum și eu, nu? Ok, un cosmetic foarte mișto. Ăsta e... adică dacă joci așa la bâză, știi? Ok, Counterfeit Billy Cock. Din nou un All Class. Cross Killer. Arată bine.
păr e australian, așa, tipică. Ok. Aici avem un set de flares, de insigne, all class. Heavy artillery officer's cap. Asta n-aș purta-o nici dacă mai da în judecată. Dacă mai soma mâine, bă, fii atent, te dau în judecată dacă nu porți șapca asta. O zic, știi ce? Ne vedem la tribunal. Eu nu port așa ceva. Și firește, dă slag, așa cum îi spunem cu toții, nu tiroboni, pam, cum îl cheamă, tiroboni forus tiranus, așa. Bun, ăsta este craftul pentru tine, Sami. Băi, îți mulțumesc mult, mult de tot pentru că ai intrat. Ok, chiar. No, îmi pare nespus de rău. Băi, încheiem pe o notă din asta de viori. Ia, dați-mi o vioară. Un acord? Mulțumesc. Asta-i. Nu, trebuie să încheiem pe o notă tristă. Îmi pare foarte rău, Sami, și când mă gândesc la toate chestiile pe care mi le-ai trimis, desenele, pixel art-ul. Sper că mai faci pixel art. Deci aveai mega mână la pixel art. Încă o dată, îți mulțumesc, Sami. Ne-am lungit, dar mă bucur că ne-am lungit. O să trebuiască să mai stăm la taclale, să mai recuperăm, să vedem ce ai mai făcut în acest timp. Ce s-a mai întâmplat cu tine, Sami? Deși acum ți-ai schimbat numele în Lil Sami și cu toții știm că ești mai mare, cumva numele ți s-a micșorat, pentru că ești Lil Sami, nu mai ești Sami von Gamerstein. Dar hei, acum ai 17 pălării noi cu care să faci absolut ce vrei. Eu îți mulțumesc mult că ai participat și vă aștept și pe voi, dragilor, să intrați, pentru că, după cum puteți vedea, am o mână absolut... uitați-vă la mâna mea! Așa? Ca să aveți și voi ocazia pentru astfel de căciuli. Hello! Pua, cine își dorește căciul din astea? Să-mi pare rău. V-am pupat! Pa! We'll be right back.